Bună ziua! Mă numesc Adina Turcu-Știolică, sunt conferențiar universitar la Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova și astăzi vom parcurge împreună cursul pentru aplicarea regulilor de bună practică farmaceutică în stilul cu care ne-am obișnuit în perioada aceasta grea prin care trecem. Structura cursului se va derula pe mai multe etape. Vom începe cu un scurt istoric, când au apărut regulile de bună practică farmaceutică, de ce au apărut, cum se implementează și vom finaliza cu exemple de modele de proceduri pentru aplicarea regulilor de bună practică farmaceutică, atât proceduri foarte bine cunoscute de dumneavoastră, cât și proceduri noi care vor putea fi implementate în urma apariției, așa cum ați văzut, a unor modificări legislative. Modificările legislative din ultimul timp sunt foarte importante pentru noi farmaciștii prin votarea și aprobarea acestor servicii farmaceutice în nomenclatorul de servicii farmaceutice. Vom vedea cum evaluăm regulile de bună practică farmaceutică, atât prin evaluarea externă, cât și prin evaluarea internă. Scopul cursului, în afară de obținerea celor 8 credite de educație farmaceutică continuă obligatorii, acesta fiind al doilea an în care suntem obligați să avem aceste FC-uri. Deci, în afară de această obligativitate, este de fapt importanța cunoașterii RBPF-urilor, importanța procedurilor, a înțelegerilor, atât a celor obligatorii, cât și a celor pe care noi înșine putem să le propunem în farmacie, în unitatea farmaceutică în care lucrăm, din prisma activității pe care o derulăm în acea unitate farmaceutică. Deci vom începe cu prezentarea legislației în vigoare privind regulile de bună practică farmaceutică. Vom prezenta modul de implementare a regulilor de bună practică farmaceutică, procedurile care trebuie adoptate și respectate la nivelul unei unități farmaceutice. Vorbim atât de farmacie comunitară, farmacie de spital, drogherie, dar și oficina locală, sezonieră sau oficina de circuit închis. Foarte important, mi s-a părut de prezentat și proiectul Colegiului Farmaciștilor din România, propus pentru grilele de evaluare, pentru certificarea regulilor de bună practică farmaceutică, proiect care a fost și îl puteți citi pe site-ul Colegiului Farmaciștilor din România, transparența lui fiind, bineînțeles, respectată. Când au apărut aceste reguli de bună practică farmaceutică, anii au trecut. În 2010 a fost startul lor prin Ordinul Ministerului Sănătății numărul 75, dar aceste ghiduri privind respectarea unor reguli de bună practică farmaceutică existau încă din 2004. Diferența dintre acel ordin și cel din 2010 fiind unul foarte mic. Foarte mică diferența. În 2011, prin decizia numărul 1 a Consiliului Național al Colegiului Farmaceștilor din România, s-au aprobat procedurile de evaluare a farmaciilor cu privire la respectarea regulilor de bună practică farmaceutică. Deci dacă ordinul din 2010 era doar un ghid, da, cu câteva recomandări, a trebuit să fie reglementate și normele de aprobare, de aplicare a acestui ordin.
În 2012 a apărut și un manual de calitate, cel pe care îl cunoaștem și pe care îl regăsim în toate procedurile din toate farmaciile din țară. Manual de calitate pus la punct de Colegiul Farmaciștilor din județul Mureș, Istina Vas fiind coordonatoarea acestui material. În 2012, printr-o modificare a acestei decizii din 2011, au apărut și acțiunile corective. Aceste acțiuni corective, bineînțeles că s-au mai modificat de-a lungul timpului, putând exista acțiuni corective pe loc, dar și care să fie pe o perioadă mai lungă de timp, respectiv 90 de zile. În 2014 a fost din nou modificată decizia inițială, s-au modificat taxele de evaluare. În 2018 s-au definit mai clar unitățile farmaceutice ce sunt supuse procesului de evaluare, a fost introdusă și fișa de atribuții profesionale a farmacistului, procesul verbal de evaluare a regulilor de bună practică farmaceutică a fost perfecționat. În 2021 a fost nevoie iarăși de modificări ale procedurii, pandemia obligându-ne să recurgem la aceste modificări, fiind introdusă reavizarea certificatului de reguli de bună practică farmaceutică în cazul în care nu au fost modificate condițiile din 2020. Iar acum, la sfârșit de an, de 2021, o să vedem din nou câteva modificări, modificări care se vor a intra în vigoare la începutul anului 2022. Care sunt modificările? Mai exact, de-a lungul timpului, în ceea ce privește punctajele obținute în urma evaluării regulilor de bună practică farmaceutică. În 2011, punctajul minim pentru acordarea certificatului RBPF era de 22 de puncte, nu erau diferențiate unitățile farmaceutice. Punctajul maxim era de 30 de puncte în 2011 și putea fi obținut numai de farmaciile care aveau și au activitate de receptură. În 2018 au început să se diferențieze. Practica a demonstrat că trebuie diferențiate tipurile de unități farmaceutice, astfel încât la evaluări să se poată acorda corect certificatul RBPF. Astfel, pentru drogherie, minimul era de 15 puncte, iar maximul de 21 de puncte. Ce vedeți mai departe în 2022 este diferențierea și mai exactă a unităților farmaceutice pentru evaluarea regulilor de bună practică farmaceutică. Și după cum vedem, se diferențiază farmacia comunitară pentru diferite cazuri. Dacă se reorganizează spațiu și este nevoie de o nouă evaluare RBPF, dacă se înființează, se schimbă deținătorul de autorizație sau se mută farmacia, iarăși există diferențe în evaluare și, bineînțeles, activitatea diferențiată pe farmacia cu circuit închis și pe drogherie. Astfel, pentru farmacia comunitară avem cazuri diferite când farmacia are sau nu are receptură, când farmacia are activitate online sau nu are activitate online și, bineînțeles, conform activității pe care o desfășoară și minimul și maximul pe care trebuie sau poate să-l atingă diferă. După cum vedem, o farmacie cu receptură, cu activitate online, poate să atingă un maxim de 66 de puncte și un minim de 44 de puncte. Ok, ordinul Ministerului Sănătății
da? Este doar un ghid, așa cum am spus, și probabil că l-ați văzut. Exemplifică doar domeniile de aplicare a regulilor de bună practică farmaceutică, respectiv se recomandă și se impun a se detalia regulile de bună practică privind informarea pacientului, regulile de bună practică privind organizarea spațiului, dotarea unității farmaceutice, de asemenea reguli de bună practică privind personalul de specialitate care lucrează în unitatea farmaceutică, reguli de bună practică privind eliberarea medicamentelor pe baza prescripției medicale, precum și a celorlalte medicamente și produse de sănătate, reguli de bună practică privind încurajarea utilizării raționale a medicamentelor și ceea ce diferenția de ordinul din 2004 de care amintirăm, regulile de bună practică privind prepararea medicamentelor în farmacie. Bineînțeles, aceste recomandări se regăsesc în procedurile pe care deja le cunoașteți și v-ați obișnuit cu ele. Da? Sunt aproape 10 ani de când au fost implementate în practica farmaceutică și pe fiecare articol al Ordinului Ministrului Sănătății din numărul 75 din 2010 putem să enumerăm și să regăsim principiile generale, respectiv importanța unei informări corecte a pacientului pentru o decizie corectă asupra tratamentului și pentru eficiența acestuia, respectarea drepturilor pacientului în legătură cu informarea și consimțământul informat, rolul farmacistului în consilierea privind gestionarea medicamentelor de către pacient. În ceea ce privește organizarea spațiului, cunoaștem procedura privind organizarea spațiului și acolo întâlnim principiile generale referitoare la amplasarea spațiului farmaciei, cum este împărțit spațiul, cum este amenajat, dacă există sau nu spațiul de confidențialitate, unde este, cum se depozitează medicamentele, cum este dotată farmacia din punct de vedere al echipamentelor, mobilierului, ustensilelor și, nu în ultimul rând, al documentelor, care sunt foarte importante. În ceea ce privește regulile de bună practică privind farmacistul și personalul unității farmaceutice, există procedură bine cunoscută, da, și principiile sunt legate de responsabilitățile pe care le are personalul care lucrează în unitatea farmaceutică respectivă, farmacistul șef, farmaciștii, da, asistenții medicali de farmacie, împreună cu fișa postului pentru fiecare angajat, bineînțeles un CV actualizat și cum s-a făcut educația farmaceutică continuă de către fiecare farmacist. În ceea ce privește regulile de bună practică privind eliberarea medicamentelor pe bază de prescripție medicală, de asemenea, există proceduri privind primirea prescripției medicale, dar o să vedem și noi proceduri propuse în urma apariției acestor servicii farmaceutice pe care le găsim în nomenclatorul de servicii farmaceutice. Regulile de bună practică privind încurajarea utilizării raționale a medicamentelor face referire la rolul farmacistului în utilizarea rațională a medicamentelor, cum participă la cercetarea în domeniul farmaceutic, cum are acces la informații, dar cum este farmacistul el însuși sursă de informație obiectivă pentru pacienți. De asemenea, automedicația este foarte importantă, eliberarea medicamentelor OTC, cum anume o facem, astfel încât conduita farmacistului să fie exemplară. Regulile de bună practică privind prepararea medicamentelor în farmacie sunt regulile care diferențiau de ordinul anterior. Culmea, ordinul din 2010 alocă foarte mult spațiu pentru noile reguli, ceea ce contravine puțin cu
dreptul farmaciilor de a alege dacă această activitate se va desfășura sau nu în farmacia comunitară. Deci această activitate a devenit opțională în ultimul timp. În schimb, legislația a devenit un pic mai stufoasă în ceea ce privește regulile de bună practică privind prepararea medicamentelor în farmacie. Care este responsabilitatea farmacistului pentru prepararea medicamentelor? Care sunt condițiile de preparare? Cum trebuie să arate spațiul? Cum trebuie să fie dotat? Trebuie să existe și procedurile scrise, sunt în dosarul RBPF în cazul în care farmacia a optat pentru activitate de preparare, de receptură. Cum se implementează aceste RBPF-uri? De ce avem nevoie de ele? Păi, în primul rând, pentru că se dorește a certifica existența unui sistem de asigurare a calității la nivelul farmaciei. Calitate a serviciilor farmaceutice, calitate a întregii activități derulate în farmacia respectivă. Bineînțeles, asigurarea acestei calități se dorește a fi în beneficiul pacienților. Avem, pe de o parte, inspecția de farmacie din partea Colegiului Farmaciștilor din România. În ultimul timp și inspectorii de la Agenția Națională a Medicamentului, care verifică respectarea implementării regulilor de bună practică farmaceutică. În urma acestor inspecții se certifică respectarea bunei practici în farmacia respectivă, în unitatea farmaceutică respectivă. Cum implementăm aceste reguli de bună practică farmaceutică? Păi prin elaborarea acestor proceduri de lucru. Ele sunt specifice pentru fiecare unitate farmaceutică și trebuie să înțelegem că ele sunt obligatorii, dar fiecare unitate farmaceutică are libertatea de a-și modifica procedura conform activității pe care o desfășoară, nu numai să modifice procedura, dar și să propună unele noi, da, de care este conștient, în primul rând, farmacistul șef, că i-ar certifica calitatea anumitor activități, servicii farmaceutice derulate în unitatea sa. Bun, deci implementarea regulilor de bună practică farmaceutică asigură calitatea activității profesionale. Asigurarea calității presupune asumarea unei politici de asigurare a calității, pentru că se definesc anumite obiective strategice clare. Se organizează un sistem de asigurare a calității prin toate aceste proceduri care sunt foarte bine definite și care sunt luate la cunoștință, pentru că pe fiecare procedură există un tabel de luare la cunoștință și personalul care lucrează în unitatea farmaceutică respectivă semnează că a luat la cunoștință de respectiva procedură și respectă, bineînțeles, nu doar o știe, dar o și respectă. Cum arată o procedură? Cu siguranță le-ați văzut. Procedurile trebuie să fie bine definite, să aibă un nume, da? Un scop, un cuprins. Ele sunt documente scrise, asta este și ideea, să fie foarte bine descrisă activitatea pe procedura respectivă, astfel încât să fie cunoscută și respectată. Cuprinde descrierea logică, detaliată, coerentă a operațiunilor ce trebuie efectuate, a tuturor măsurilor, mijloacelor tehnice, a documentelor care trebuie utilizate pentru a realiza activitatea din procedura respectivă.
Procedurile trebuie în primul rând elaborate. Și așa cum am spus și eu, repet, o subliniez, că ele nu trebuie să fie copy-paste pentru fiecare unitate farmaceutică în parte. Avem libertatea să ni le cosmetizăm, da? Să ni le adaptăm la propria activitate. Ele trebuie adoptate, aduse la cunoștință, asumate, păstrate la locul de desfășurare a activității pe care o descriu, bineînțeles, ele trebuie aplicate și, an de an, revizuite. Ele pot fi corectate, îmbunătățite, având de fiecare dată un număr nou. În general, o procedură cuprinde identificarea unității, date despre procedură, denumirea, data elaborării, data aprobării. Obiectul procedurii se descrie pe scurt în 1-2 fraze scopul și obiectul documentului. Domeniul de aplicare definește activitatea la care se face referire, de exemplu, cum se eliberează medicamentele, da? Făcând excepție rețetele magistrale. Documentele de referință enumeră actele normative, ghidurile sau alte documente interne și externe care stau la baza activității la care se referă, definirea anumitor termeni utilizați în procedura respectivă cu eventuale abrevieri, cine este responsabil, se definesc responsabilitățile persoanelor care intervin în procesul aplicării procedurii respective și, bineînțeles, cea mai importantă parte este descrierea procedurii. Pot să existe și anexe, exemple de documente necesare pentru buna realizare a activității respective. Cele 13 proceduri cu care s-a plecat la drum în 2011 cu organizarea, dotarea farmaciei, organizarea personalului, aprovizionarea, recepția produselor, depozitarea produselor, prepararea medicamentelor, eliberarea produselor, returnarea și retragerea produselor, distrugerea produselor, igiena și curățenia, furnizarea altor servicii, rezolvarea reclamațiilor și trasabilitatea. Ele cred că sunt bine cunoscute și nu mai intrăm în fiecare. Diversitatea activității farmaciștilor, atât în farmacia comunitară, cât și în farmacia de circuit închis, a impus și alte proceduri. Au apărut procedura de arhivare, procedura de inventariere, procedura de administrare a materialelor publicitare, procedura de instruire a studenților, iar în ultimul an, parcă deja se anticipa toată această modificare legislativă privind serviciile farmaceutice, au apărut deja procedura de evaluare a prescripției medicale, procedura de eliberare a medicamentelor cu prescripție medicală, procedura de eliberare a OTC-urilor, procedura de eliberare a medicamentelor în regim de urgență, procedura de consiliere a pacienților, de înregistrare a activității profesionale sau procedura de autoinspecție. Deci deja avem 24 de proceduri la care putem să adăugăm și altele. Vorbeam de modificarea legislativă din ultimul timp și anume de ordinul Ministerului Sănătății numărul 2382 din noiembrie 2021, deci este proaspăt la nicio lună de la aprobarea metodologiei de realizare și implementare a serviciilor farmaceutice și a nomenclatorului de servicii farmaceutice. Deci avem două idei foarte importante. Se aprobă metodologia de realizare și implementarea serviciilor farmaceutice și ceea ce așteptam de foarte mult timp, nomenclatorul de servicii farmaceutice.
Serviciile farmaceutice se acordă în conformitate cu prevederii legii farmaciei 266 din 2008, republicată și cu modificările, completările ulterioare. Implementarea serviciilor farmaceutice se realizează pe baza ghidurilor de bună practică farmaceutică pentru acordarea de servicii farmaceutice. Ele vor fi elaborate de către Comisia de Specialitate Farmaceutică pentru fiecare serviciu farmaceutic în parte, bineînțeles cu consultarea Colegiului Farmaciștilor din România, și vor fi aprobate prin ordin al Ministrului Sănătății. Serviciile farmaceutice au fost clasificate în două categorii mari, esențiale sau avansate. Serviciile farmaceutice esențiale vor fi acordate de către farmaciști cu drept de liberă practică, deci cu certificat de membru al Colegiului Farmaciștilor din România, care își desfășoară activitatea în cadrul unei unități farmaceutice autorizate, pe când serviciile farmaceutice avansate vor fi acordate de către farmaciști cu drept de liberă practică, care în plus au urmat un curs de instruire organizat de către o instituție de învățământ superior cu profil medico-farmaceutic uman acreditată în vederea dobândirii competențelor de a presta serviciul farmaceutic respectiv. Elementele pe baza cărora aici este și cu siguranță, dacă am fi fost față în față, am fi avut discuții foarte interesante, un brainstorming care ar fi dus și la soluții pentru aceste probleme care sigur le ridicați. Cum anume se stabilesc tarifele aferente fiecărui serviciu farmaceutic? Ei bine, prin acest ordin al Ministerului Sănătății se precizează că elementele pe baza cărora se pot stabili tarifele aferente fiecărui serviciu farmaceutic vor fi reglementate prin ghiduri. Ele vor fi practicate de către fiecare unitate farmaceutică în parte și se precizează în acest ordin că trebuie să fie afișate în mod transparent și la loc vizibil. A doua parte foarte importantă a acestui ordin este legată de nomenclatorul de servicii farmaceutice. Deci avem atât servicii farmaceutice esențiale, cât și servicii farmaceutice avansate. În cadrul serviciilor farmaceutice esențiale vor intra servicii cu care suntem foarte obișnuiți în activitatea noastră din farmacii, și anume serviciul de eliberare a medicamentelor pe bază de prescripție medicală, serviciul de preparare a medicamentelor magistrale și oficinale sau altor produse de sănătate, serviciul de susținere și desfășurare a campaniilor de sănătate publică. Da? Și aici pot să intre campanii antidroguri, antitutun, da? Sau pentru minimizarea automedicației destructive. Serviciile farmaceutice avansate cuprind servicii de evaluare și monitorizare a polimedicației. Se dorește, bineînțeles, îmbunătățirea aderenței terapeutice a pacienților și eliminarea pe cât posibil a reacțiilor adverse nedorite. Serviciul de gestionare a pacientului cronic, fie că vorbim de hipertensiv, diabetic. Serviciul de monitorizare a pacientului sub tratament cu antineoplazice orale sau cu anticoagulante orale. Serviciul de monitorizare specifică a pacientului cu boli pulmonare obstructiv cronice. Serviciul de consiliere privind renunțarea la fumat, de serviciul de măsurare a parametrilor biologici și a funcțiilor vitale. Serviciu de consiliere privind contracepția de urgență cu administrare orală, serviciu de screening în scop diagnostic în farmacie, exemplu cu testarea rapidă pentru COVID-19, și
Ceea ce s-a tot discutat în ultimul timp, serviciul de vaccinare în farmacia autorizată în acest sens, precum și serviciul de educație privind sănătatea alimentației. Procedura de evaluare a prescripțiilor medicale este una din procedurile recomandate de anul trecut. Aveți în față cuprinsul unei astfel de proceduri, așa cum am discutat denumirea atât a procedurii cât și a farmaciei, codul procedurii, anul în care a fost elaborată acea procedură, de cine este întocmită procedura, de cine este verificată procedura, de cine este aprobată, cu funcție și semnătură, definirea procedurii, scopul, normele legislative pe baza căreia a fost elaborată procedura, definiții, abrevieri, cine are atribuții și responsabilități în procedură, descrierea procedurii este cea mai mare parte din procedură, documentele pe care le putem întâlni în exercitarea activității descrise în această procedură, precum și anexa cu luarea la cunoștință a procedurii de către angajații unității farmaceutice. Prima pagină a procedurii, da, cu cuprinsul, și încep să fie detaliate toate aceste părți din cuprins. În ceea ce privește procedura de evaluare a prescripțiilor medicale, ea vrea să stabilească foarte clar modul în care se face evaluarea prescripției medicale. Care sunt resursele umane, care sunt resursele materiale necesare pentru a garanta că pacientului se va elibera medicația adecvată, eficientă și sigură. Scopul acestei proceduri este de a asigura calitatea serviciului farmaceutic prin stabilirea unor reguli clare de evaluare a prescripției medicale. Normele legislative sunt, bineînțeles, plecând de la Ordinul 75 din 2010 până la Legea 95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătății, Legea farmaciei cu modificările ulterioare, da, legea este din 2008, dar modificări au apărut inclusiv anul trecut. Normele privind înființarea, organizarea și funcționarea farmaciilor și drogheriilor, fără de care legea farmaciei nu putea fi aplicată, dar, bineînțeles, și legea privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope. Definițiile pe care le întâlnim în procedură sunt date, da, astfel încât să nu existe angajat care să nu cunoască ce înseamnă PRF, de exemplu, da, medicamente care se eliberează cu prescripție medicală și care rămân în farmacie, sunt reținute în farmacie, această prescripție nu se reînnoiește, așa cum sunt prescripțiile 6L pe 6L. Această prescripție poate fi folosită timp de 6 luni din momentul eliberării și noi de fiecare dată când eliberăm medicamentele pe această prescripție înapoiem pacientului prescripția, astfel încât să-și poată continua tratamentul pe o perioadă de 6 luni din momentul eliberării pe baza acelei prescripții. O altă abreviere cunoscută pe S sunt medicamente care se eliberează cu prescripție medicală specială, acele stupefiante și psihotrope, da? Medicamentele eliberate pe rețetele verzi și galbene, tabelul 2, respectiv tabelul 3. PR sunt medicamente care se eliberează cu prescripție medicală restrictivă, sunt rezervate pentru utilizarea în anumite domenii specializate.
Toate aceste clasificări le putem găsi în nomenclatorul de produse medicamentoase pe care îl puteți consulta chiar de pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale. Atribuțiile și responsabilitățile sunt, bineînțeles, ale farmaciștilor. Ei sunt responsabili pentru activitatea de evaluare a prescripției medicale, în analiza ei utilizând propriile cunoștințe, baza de date din farmacie, anamneza farmaceutică, identificarea situațiilor în care prescripția medicală nu poate fi eliberată, decizia de eliberare sau refuz de eliberare fiind justificată și comunicată pacientului, inclusiv soluția pentru rezolvarea problemei și de consiliere a lui sau a împuternicitului său. Procedura detaliază pașii pe care trebuie să-i urmăm în momentul în care evaluăm prescripția medicală, de la verificarea autenticității prescripției, care se realizează utilizând experiența farmacistului, a resurselor materiale din farmacie, respectiv a sistemului informatic, sistemul de gestiune care ne ajută foarte mult în activitatea noastră. Se verifică antetul rețetei, tipul de formular, dacă este rețetă simplă sau în regim compensat sau gratuit a medicului prescriptor. Se verifică valabilitatea prescripției, bineînțeles și sistemul informatic mai face anumite verificări și ne-a ușurat munca în ultimii ani, dar până să citim cu ajutorul sistemului informatic, cu siguranță ne uităm peste prescripția medicală și ne facem o primă părere cu privire la autenticitatea ei și caracteristicile rețetei și a medicamentelor prescrise pe acea rețetă. În cazul prescripțiilor medicale cu regim special, respectiv a medicamentelor din tabelul 2 și 3, din categoria stupefiantelor și psihotropelor, farmacistul verifică respectarea prescrierii pe formularele speciale, respectiv verifică dacă formularul pe care sunt înscrise medicamentele este corespunzător tabelului. Da, avem tabelul 2 cu rețete galbene și tabelul 3 cu rețetele verzi. Verifică valabilitatea prescripțiilor medicale, rețeta galbenă pe care de obicei sunt prescrise stupefiante, are din tabelul 2, are valabilitate de maxim 10 zile de la data prescrierii, în timp ce rețetele verzi pe care sunt prescrise psihotrope din tabelul 3 are o valabilitate de maxim 30 de zile de la data prescrierii. Acestea nu pot fi citite, da? Și în formatul vechi, da? Este nevoie de această verificare arhaică, da? Este ceea ce făceam cu ani în urmă, verificând și bifând fiecare element al autenticității prescripției, valabilitatea, cantitatea de medicamente, da? Nu se pot scrie mai mult de 30 de zile de tratament pe aceste rețete cu regim special PS. Se verifică dacă prescripția conține maxim 3 medicamente, inclusiv același medicament în două forme farmaceutice diferite. Se verifică dacă prescripția este completată integral și lizibil, aceasta nu trebuie să conțină mai mult de două corecturi, modificări lizibile însoțite de parafa și semnătura medicului prescriptor. Se trece la analiza prescripției medicale. Farmacistul trebuie să utilizeze toată experiența sa profesională și toate mijloacele materiale din farmacie, fie că are nevoie de anumite
eu știu, cărți pe care să se uite prospect. Nu este nicio rușine de a ne uita și a mai verifica încă o dată o anumită informație. Adaptarea la persoana în cauză, verificarea contraindicațiilor, a interacțiunilor medicamentelor conținute în prescripție. Și bineînțeles, după caz, unele aspecte economice, da? Sau starea fiziopatologică, consum de alcool, de tutun, se face anamneza farmaceutică prin diferite întrebări suplimentare sau prin consultarea altor documente pe care pacientul poate să ni le pună la dispoziție. Analiza terapiei medicamentoase presupune verificarea tratamentului, dacă este în concordanță cu diagnosticul, identificarea medicamentelor, concentrația, doza, posologia, calea de administrare, durata tratamentului, contraindicațiile sau incompatibilitățile medicamentoase, verificarea dozelor, a modului de administrare, determinarea precauțiilor la utilizare, efectele adverse care pot să apară și pe care le precizăm pacientului sau aparținătorului său. Modul de acțiune, în cazul în care farmacistul constată contraindicații sau incompatibilități majore, va încerca să ia legătura cu medicul prescriptor pentru a clarifica situația pe care să o comunice apoi pacientului. În cazul în care farmacistul efectuează o substituție, acesta informează întotdeauna pacientul și obține acordul acestuia. În cazurile speciale în care produsul solicitat lipsește temporar de pe piață sau a fost retras definitiv de către producător sau de către Agenția Națională a Medicamentului, îi se explică situația pacientului oferindu-i o alternativă legală, dacă este posibilă, sau îndrumă pacientul către medicul care i-a recomandat, i-a prescris medicamentul pentru a schimba tratamentul, dacă este posibil. O altă procedură nouă, da, este procedura de eliberare a medicamentelor X din farmacie. Este o îmbunătățire a unei proceduri existente anterior. Vedem din nou structura clasică, da, cu cuprins, cu definiția procedurii, cu definiții, care sunt atribuțiile, responsabilitățile și descrierea, respectiv, documentele pe care le putem folosi în respectarea acestei proceduri. Definiții pe care poate nu le-am întâlnit până acum, ce înseamnă serviciu farmaceutic standard. Un serviciu farmaceutic standard cuprinde eliberarea medicamentelor, consilierea pacientului referitor la medicamentele eliberate, respectând regulile de eliberare a medicamentelor, descris în prezenta procedură. Da? Este vorba de un serviciu farmaceutic esențial, dacă tot ne învățăm cu cele două clasificări, esențiale și avansate. Apar aceleași abrevieri, da? Ca în procedura anterioară. Atribuțiile sunt tot ale farmaciștilor. De data aceasta se precizează că farmacistul șef este responsabil pentru actualizarea procedurii de eliberare a medicamentelor, că este responsabil de instruirea farmaciștilor, de evaluarea acestora și de reinstruirea lor la nevoie. O să vedem că putem să avem și o procedură de inspecție internă pe care, bineînțeles, o coordonează farmacistul șef pentru a evalua activitatea farmaciștilor, colegi și asistenților de farmacie din unitatea farmaceutică. Farmacistul șef este responsabil pentru coordonare, verificare, evaluare a întregii activități de eliberare a medicamentelor, fiind responsabil de aplicarea regulilor de eliberare a medicamentelor în farmacie.
Da, deci farmaciștii sunt responsabili pentru activitatea de eliberare a medicamentelor și de consiliere a pacientului sau a aparținătorului său, dar nu și de activitățile mai sus enumerate. Procesul de eliberare a medicamentelor etice din farmacie trebuie să se desfășoare având anumite condiții pe care sigur le întâlnim în unitățile farmaceutice din județul Dolj, respectiv atmosfera de lucru din farmacie să fie calmă, să inspire încredere și să permită o comunicare cât mai bună cu pacientul. Farmacia să respecte reglementările fiscale în vigoare. Există peste tot casă de marcat și gestiune cantitativă, fără de care nu ne putem desfășura activitatea. Eliberarea medicamentelor se desfășoară în oficină, încăperea în care publicul are acces. În oficină se asigură condiții pentru completarea rețetelor de către pacient sau aparținătorul său și pentru administrarea medicamentelor. În situația în care pacientul solicită informații suplimentare despre tratament, despre afecțiunea pentru care primește tratamentul, farmacistul poartă aceste discuții cu acesta într-un spațiu de confidențialitate. Acest spațiu de confidențialitate existând fie în oficină, fie în biroul farmacistului șef. Bineînțeles că eliberarea medicamentelor din această procedură este asemănătoare cu cea anterioară. Da? Nu insistăm pe toate caracteristicile. Avem în plus informații cu privire la consilierea pacientului, pentru că văzurăm în această procedură apăru acel spațiu de confidențialitate pentru consilierea pacientului. Cum facem această consiliere? Mijloacele de informare sunt diverse și bineînțeles că sunt caracteristice fiecărui farmacist, cum se simte confortabil a discuta cu pacientul, a pune întrebări lămuritoare adresate pacientului sau persoanei care se ocupă de el. Poate să pună întrebări adresate medicului în caz de nelămuriri sau ori de câte ori este nevoie de informații suplimentare. Poate să utilizeze materiale, cărți științifice existente în biblioteca farmaciei. Poate să folosească informații provenind de la centrele de farmacovigilență sau orice alt site care, pe care îl folosește și care a dovedit a avea informații științifice de înaltă calitate. Farmacistul se adresează pacientului la nivelul său de înțelegere, folosind termeni simpli. Verifică dacă pacientul a înțeles informațiile oferite, solicitându-i acestuia să pună întrebări în cazul în care are nelămuriri. Dacă este cazul, informațiile sunt repetate, pacientul fiind încurajat să consulte prospectul medicamentului. Informațiile sunt date pacientului arătându-i se medicamentul, fie cutia, flaconul medicamentului la care se face referire. Ele vor fi comunicate atât în formă orală, cât și în formă scrisă, astfel încât pacientul să coreleze medicamentul primit cu informația care i-a fost dată. Finalizarea eliberării se face prin înmânarea medicamentelor pacientului sau administratorului sau aparținătorului său. Prescripția medicală fie se reține în farmacie, arhivându-se, asigurându-se măsuri că acestea nu vor fi eliminate din farmacie împreună cu alte hârtii, deșeuri. Pacientul este încurajat să revină în farmacie pentru evaluarea rezultatelor terapiei recomandate. Bineînțeles că pacientul poate să fie și monitorizat prin discuții telefonice sau prin discuții ulterioare
Farmacistul poate constata dacă pacientul a respectat sau nu tratamentul recomandat, dacă tratamentul a fost sau nu eficient, dacă au apărut efecte nedorite. Și toate aceste activități vor fi înscrise în proceduri noi, da, privind serviciile farmaceutice. Poate să existe, de exemplu, o procedură prin care se evaluează aderența terapeutică a pacienților. Există în farmaciile din Europa astfel de proceduri în care pacienții sunt monitorizați, da? Tratamentul este monitorizat dacă l-a luat sau nu, dacă aderența terapeutică este ridicată sau scăzută. Documentele folosite în această procedură sunt, bineînțeles, rețetele pe care le arhivăm dacă sunt reținute în farmacie, borderouri, rapoarte de vânzări, registru de casă, registru pentru evidența medicamentelor stupefiante și psihotrope, conform legii 339 din 2005. Pentru medicamentele OTC, lucrurile sunt mai simple sau în același timp mai complicate. Da? Procedura, după cum vedem, este mai lungă decât cea pentru medicamentele etice. Avem aceeași formă cu cuprins, definiția procedurii, scop, abrevieri, exemplificarea abrevierilor. Atribuțiile sunt de data aceasta nu numai a farmaciștilor, ci și asistenților de farmacie. Asistenții de farmacie sunt responsabili pentru activitatea de eliberare a medicamentelor OTC și a altor produse de îngrijire a sănătății. Descrierea procedurii, aceeași atmosferă de lucru calmă, da, ca la eliberarea medicamentelor etice, însă eliberarea medicamentelor OTC este diferită puțin, da? Putem să recomandăm noi medicamente, putem să recomandăm atât ca farmaciști cât și ca asistenți medicali de farmacie, eliberăm OTC-urile și la cererea pacientului sau chiar pe bază de prescripție medicală. Dacă eliberarea medicamentelor OTC s-a făcut la recomandarea farmacistului sau la cererea pacientului, etapele sunt diferite, da? Fie inițiem o discuție cu pacientul astfel încât să identificăm problemele medicale și de terapie ale acestuia, discutând de debutul simptomelor, de durată, de gravitate, dacă este vorba de simptome acute sau cronice, simptome asociate, tratamente anterioare. Dacă farmacistul constată că simptomele se asociază cu o problemă gravă de sănătate, atunci îndrumă pacientul către medic. Dacă este o problemă minoră, va da sfaturi adecvate și va dispune de eliberarea medicamentelor doar în cazul în care este necesar. Se obțin informații despre pacient, da? Nu se recomandă anumite medicamente decât dacă avem aceste informații referitoare la vârstă, greutate, stare fiziopatologică, încadrarea pacientului într-o activitate specială, de exemplu, este conducător auto, este sportiv. Recomandarea unor medicamente se ține cont de eficiența, calitatea, inocuitatea, siguranța și costul acestora. În cazul afecțiunilor acute, pe baza anamnezei, farmacistul recomandă un OTC pentru 1-3 zile cu îndrumarea pacientului către medic dacă simptomul nu cedează în primele zile, iar în cazul unor afecțiuni cronice, farmacistul recomandă medicamentele OTC ținând cont de toate informațiile legate de terapia medicamentoasă stabilită de medic. Consilierea pacientului se face asemănător ca în cazul anterior, da? Cu întrebările lămuritoare adresate pacientului, cu utilizarea diferitelor materiale
sau site-uri specializate. În procedură se pot detalia metodele de eliberare a diferitelor produse de îngrijire a sănătății, a produselor tehnico-medicale, da, a dispozitivelor medicale. Putem elibera în farmacie dispozitive medicale care se clasifică în diferite clase, 1, clasa 1, clasa 2, da, în funcție de riscul la care se poate lovi pacientul, da? Avem un risc potențial, un risc mai ridicat în cazul dispozitivelor invazive chirurgicale, catetere centrale pentru o utilizare mai mare de 30 de zile. Putem avea în procedură și detaliat cum eliberăm produsele vegetale medicale, cum eliberăm produsele cosmetice și dermatocosmetice, suplimentele nutritive sau produsele de puericultură. În regim de urgență, medicamentele RX pot fi eliberate în farmacia comunitară doar în anumite condiții și pentru prima dată a apărut această fișă de asistență farmaceutică în situații de urgență, fișă care trebuie semnată de pacient sau de aparținător și, bineînțeles, de cel care întocmește această fișă, respectiv farmacistul care se ocupă de pacientul sau aparținătorul pacientului. Ce cuprinde această procedură? La fel, cuprins, definiție, scop, abrevieri, cine este responsabil, bineînțeles, dacă vorbim de RX-uri, responsabili sunt farmaciștii, descrierea procedurii, cum va fi consiliat pacientul, pe ce perioadă poate să elibereze aceste medicamente RX fără a avea prescripție medicală. Cunoaștem faptul că dozele eliberate pot fi de maxim 24 de ore în zilele lucrătoare și de maxim 72 de ore pentru sfârșitul de săptămână și sărbătorile legale, respectiv pentru perioada necesară până la consultul medical, până la soluționarea problemei în situații justificate. Cunoaștem faptul că medicamentele psihotrope și stupefiante nu fac obiectivul serviciilor farmaceutice de urgență, deci indiferent de situația în care pacientul vine în farmacie și ne cere un medicament care în mod normal s-ar prescrie pe o rețetă verde sau galbenă, nu eliberăm nici măcar un comprimat. De asemenea, în cazul copiilor, eliberarea unui medicament va fi însoțită obligatoriu de recomandarea către pacienți de a consulta în cel mai scurt timp medicul de familie sau de a apela la serviciul de urgență, iar sugarul, copilul cu 0-12 luni, nu fac obiectul eliberării medicamentelor RX în regim de urgență. Aparținătorul va fi îndrumat obligatoriu spre serviciu medical specializat. Aceleași etape le parcurgem pentru aflarea informațiilor despre pacient, da? Stări patologice relevante, dacă are alergii, dacă este, eu știu, stări fiziologice relevante, sarcină, alăptare, sport. Toate informațiile acestea vor fi culese și scrise în fișa de asistență farmaceutică în regim de urgență, care este anexată la această procedură. Vedem în față fișa de asistență farmaceutică. Trebuie să identificăm pacientul prin nume, prenume, sex, vârstă și domiciliu.
dacă este pacient cunoscut farmaciei sau este un pacient nou, dacă avem o problemă, atunci o precizăm în această fișă de asistență farmaceutică în situații de urgență și se trece la anamneza farmaceutică cu medicația utilizată de către pacient, modul de utilizare, durata, efectele adverse și cu medicația eliberată, pentru ce perioadă de timp este eliberată. Deci vorbim de aceste situații în care trebuie să eliberăm medicamente etice în regim de urgență, adică nu avem rețetă pe baza căreia să eliberăm corect, legal, astfel de Rx-uri. Recomandările pe care le facem după eliberarea medicamentelor Rx în regim de urgență, dacă e nevoie de consult medical de urgență, dacă este nevoie de un consult medical în cel mai scurt timp posibil, dacă este nevoie de regim de viață caracteristic. Și bineînțeles, finalizăm această fișă de asistență farmaceutică în situații de urgență cu nume, prenume, semnătura farmacistului care a eliberat medicamentele și cu numărul bonului fiscal pe baza căruia au fost eliberate medicamentele. Evaluarea, ce este foarte important și cu care ne lovim la începutul fiecărui an, evaluarea externă realizată de către Colegiul Farmaciștilor. Această evaluare a regulilor de bună practică farmaceutică, în urma căreia se eliberează certificatul RBPF. Există condiții pentru evaluatori, ei nu trebuie să participe la evaluarea farmaciștilor în cazul în care au interese directe, ei trebuie să respecte normele de etică și deontologie, să fie imparțiali, să explice farmaciștilor procedura de contestație a deciziei în cazul în care nu s-a luat punctajul minim și nu se poate elibera certificatul RBPF. Competența evaluatorilor se referă la evaluarea farmaciei, strict în conformitate cu grila de evaluare, respectarea codului de etică și deontologia farmacistului. Se poartă discuția numai cu farmacistul șef sau cu înlocuitorul acestuia și se pot pune și întrebări. Da, prin sondaj se pot verifica cunoștințe pentru maxim 3 proceduri, astfel încât să se evidențieze faptul că s-a luat la cunoștință fiecare procedură în parte, nu doar s-a semnat și există fizic toate documentele. În farmacie trebuie să existe dosarul cu legislația farmaceutică. În cazul în care farmacia nu are receptură, trebuie să existe dovada că a fost anunțat Ministerul Sănătății despre renunțarea la receptură sau să existe anexa cu modificarea pe autorizația de funcționare. Cam așa arată grila nouă de evaluare a farmaciilor comunitare pentru certificarea RBPF. Și fiecare subcategorie în parte are un punctaj recomandat, da, și un punctaj acordat de către echipa de evaluatori. Încă de la intrare în farmacie se verifică dacă farmacia are afișată emblema farmaciei, dacă există simbolul crucii cu laturi intersectate în unghi drept de dimensiuni egale, de minim 40 de centimetri pentru fiecare latură de culoare verde pe fond alb, dacă există, primește un punct, dacă nu, nu-l primește, sau se recomandă remedieri, pot fi aceste deficiențe remediate pe loc sau necesitând o perioadă mai lungă de timp.
Pentru actele legate de autorizația de funcționare, se verifică dacă farmacia deține autorizația de funcționare, dacă datele înscrise pe autorizație corespund cu situația reală a farmaciei, respectiv denumirea farmaciei, denumirea persoanei juridice, datele de identificare, dacă autorizația a fost emisă după intrarea în vigoare a Ordinului 2089 din decembrie 2020, care îl modifică pe cel anterior din 2019. Se verifică numele farmacistului șef, da, care este trecut pe autorizația de funcționare. Dacă sunt anexe la autorizația de funcționare, respectiv cazul în care farmacia a renunțat la activitatea de receptură laborator, dacă farmacia a optat pentru o activitate online, dacă farmacia are autorizată o oficină comunitară rurală sau sezonier. Deci, în cazul acesta se dă un punct. Farmacia are anexe, dacă este cazul, la autorizația de funcționare, privind orice modificare ulterioară a condițiilor inițiale de autorizare, mai primește 0,5 puncte. Foarte important este programul de funcționare, afișarea lui. Ele, dacă nu există, se pot remedia și pe loc, da? Doar se afișează la loc vizibil pe vitrina farmaciei programul de funcționare al farmaciei, dacă nu există. Dacă există, se bifează încă 0,5 puncte. Dacă programul de funcționare al farmaciei este în concordanță cu numărul farmaciștilor care își desfășoară activitatea cu contract de muncă, vedem aici un punctaj mai mare de 5 puncte. Dacă farmacia are afișate și alte informații necesare, respectiv are activitate de receptură și laborator, este autorizată cu activitate online, toate aceste informații trebuie afișate, da? Și se va mai lua încă un punct. Dacă farmacia are și program în timpul nopții sau în timpul zilelor nelucrătoare, în timpul zilelor de sărbători legale, trebuie afișat, da? Și se mai ia încă 0,5 puncte. Dacă farmacia participă la programe și campanii de promovare și ocrotire a sănătății populației, se ia iarăși 0,5 puncte. Bineînțeles, aceste punctaje nu se ia în considerare pentru atingerea minimului. Da? Deci pot să nu existe, pot să nu fie alocate aceste puncte și totul este ok. În ceea ce privește programele și campaniile de promovare și ocrotirea sănătății populației, la ele mă refer. Ok, cu privire la amplasarea farmaciei, trebuie să respecte normele legislative și ele cam sunt 100% respectate, pentru că altfel nu s-ar fi obținut autorizația de funcționare a farmaciei respective. Respectiv, farmacia să fie amplasată la parter, cu acces liber și direct din stradă, sau dacă este spațiu comercial, gară, aerogară, poate să fie acces liber și direct din stradă, dar și din incinta acestora. Farmacia are rampă de acces pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități locomotorii. Dacă este cazul, se acordă 0,5 puncte. Farmacia este complet separată de incinte cu altă destinație, alte 0,5 puncte. Bineînțeles, organizarea spațiului cu toate încăperile de care avem nevoie, da, cu oficină, receptură laborator, depozit, biroul farmacistului șef. Toate aceste caracteristici sunt verificate conform documentelor, dacă pe teren este același lucru cu ce există în documente. Inclusiv se verifică dacă încăperile farmaciei sunt suficient luminate, astfel încât să permită desfășurarea în condiții optime a activității din farmacie. Dacă localul farmaciei este dotat cu dulapuri închise pentru păstrarea ținutei de stradă și a echipamentului de protecție,
dacă localul farmaciei deține mobilier destinat asigurării programului de gardă, da, pe timp de noapte. Mai departe se trece la verificarea compartimentării spațiului farmaciei, respectiv pentru oficină, dacă are suprafața conformă, cunoaștem că trebuie să aibă minim 16 metri pătrați, dacă este prevăzută cu sistem propriu de asigurare a temperaturii necesare, păstrării și conservării medicamentelor, dacă este prevăzută cu dispozitive de monitorizare acestor condiții de temperatură, dacă este dotată cu mese de oficină și bineînțeles că este, pentru că altfel nu ne-am putea desfășura activitatea, dacă sunt instalate casele de marcat, calculatoarele fără de care nu mai putem să ne desfășurăm activitatea și cu sistemele de gestiune instalate pe ele. Dacă există rafturi, vitrine, durapuri, sertare, unde nu există acestea, într-o farmacie comunitară. Se verifică dacă există și dulapuri închise cu cheie, neinscripționate, destinate păstrării medicamentelor stupefiante și psihotrope, iar cheia să fie păstrată și utilizată conform prevederilor legale la farmacist. Depozitul trebuie să aibă toate zonele speciale recomandate, nu numai zona destinată păstrării medicamentului, ci și zona special destinată păstrării medicamentelor expirate sau a celor care se află în procesul de retragere, cele pentru care există suspiciuni cu privire la autenticitate, trebuie verificat sistemul propriu de asigurare a condițiilor de temperatură, dacă există dispozitiv de monitorizare a acestor condiții de temperatură, pentru că știm că trebuie să avem un caiet în care să trecem aceste condiții de temperatură zi de zi, care este echipamentul, da, dulapurile, rafturile metalice cu blaturi ușor de curățat, totul este verificat și punctat. Receptura și laboratorul în cazul în care este activitate desfășurată, cunoaștem faptul că pot să fie în aceeași încăpere și trebuie să aibă minim 10 metri pătrați. Se verifică tot ce înseamnă organizare, documente, aparatură, recipiente, chiar literatură de specialitate. Trebuie să existe Farmacopeia Română ediția 7 sau manual de tehnică farmaceutică. În cazul în care avem activitate online în farmacia comunitară, trebuie să existe un spațiu destinat acestei activități online, un minim de 10 metri pătrați care să fie specific acestei activități. Trebuie să fie respectate prevederile legislative în vigoare referitoare la numele farmaciei, da, respectiv va fi și pe autorizația de funcționare această activitate trecută. Pentru fiecare medicament oferit spre vânzare trebuie să existe afișat denumirea medicamentului, indicațiile terapeutice, prospectul, prețul. Cunoaștem că eliberăm prin această activitate numai OTC-uri, da? Și ele pot fi atât la nivel național distribuite, cât și la nivel european. Farmacia trebuie să facă dovadă că medicamentele au fost ridicate de la sediul farmaciei sau au fost livrate prin mijloace specifice oferite de farmacie. Bineînțeles cu o firmă de transport. Altă încăpere, biroul farmacistului șef, care este amplasat astfel încât să-și permită exercitarea atribuțiilor de coordonare a activității farmaciei cu mobilierul specific și, bineînțeles, trebuie verificat și spațiul de confidențialitate care poate să existe în incinta oficinei sau în biroul farmacistului șef. Verificarea RBPF-urilor constă și în datele cu privire la personalul de specialitate. Vedem punctajul pentru fiecare caz în parte.
De exemplu, pentru farmacistul responsabil online trebuie să existe fișă de atribuție a postului, la fel cum există și pentru farmacistul simplu, da? Sau pentru farmacistul șef. Toate aceste informații le găsiți pe site-ul Colegiului Farmaciștilor din România. Da? Este un proiect în care a fost transparent și care putea fi dezbătut. În cazul serviciilor farmaceutice există, bineînțeles, foarte multe lucruri care vor fi reglementate și propuse. Sunt în lucru și cu siguranță se vor elabora ghiduri foarte clare care se vor finaliza prin alte proceduri în cadrul regulilor de bună practică farmaceutică. Acest ghid vedem că în urma calculului efectuat se poate obține un minim de 33 de puncte pentru o farmacie fără receptură, fără activitate online, față de 44 de puncte pentru o farmacie cu receptură și cu activitate online. Acesta a fost cursul propus astăzi privind aplicarea regulilor de bună practică farmaceutică. Important este că am trecut prin toate aceste informații și în cazul în care aveți întrebări, există și această portiță a întrebărilor online. Adresa mea de e-mail este adina.turcu@fcv.ro și voi răspunde punctual fiecarei întrebări în parte. Vă mulțumesc mult pentru atenție!